Este haos în 18 spitale după un atac cibernetic. 18 unități medicale din toată țara sunt afectate de acest atac cibernetic, anunță Ministerul Sănătății. Institutul de boli cardiovasculare Timișoara este de asemenea afectat. Sistemul informatic nu mai funcționează. Din cauza atacului, personalul spitalului este nevoit să treacă la partea de gestiune și comunicare a informațiilor doar pe hârtie. Activitatea medicală nu este afectată, doar circuitul informației se desfășoară mai greu. În cursul nopții de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv asupra serverelor de producție pe care rulează sistemul informatic. Ca efect al atacului, sistemul este nefuncțional, fișierele și bazele de date sunt criptate. Incidentul se află sub investigația specialiștilor IT, inclusiv experți în securitate cibernetică din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, și sunt evaluate posibilitățile de repunere în funcțiune. De asemenea, au fost activate măsuri de prevenție excepțională și pentru celelalte spitale care nu au fost afectate de atac. Transmite Ministrul Sănătății.